Doamna noastră regală, bine ați venit în prezența noastră, doamna Stanca. V-am așteptat cu drag. Bună ziua! Doamna Meliozeni, Clara Maria Marușca, directorul colegiului. După o scurtă vizită prin liceu, Alteța Sa a participat la discuții libere cu elevii colegiului. Principele Nicolae s-a simțit cel mai bine printre școlari cărora l-a vorbit despre importanța educației atât formale cât și informale. Mă bucur foarte mult să fiu aici cu, alături cu voi toți. Sunt foarte impresionat acum de satul mare și în aceste vremuri, educația formală este doar o parte din ceea ce aveți nevoie pentru o carieră de succes. Sigur, pe primul loc se află educația, fie că vorbim de liceu sau de facultate, dar apoi importante sunt și călătoriile, din care veți putea învăța foarte multe. Masa rotundă a fost urmată de un spectacol pregătit special pentru Alteța Sa. Elevii colegiului au intonat imnul Trăiască Regele. Alteța Sa a fost prezentă în această seară la Filarmonica din Ulipati. Mâine va vizita turnul pompierilor, castelul Caroi din Carei și cripta familiei din Căpleni, dar și comunitatea de moți din Ianculești. Principele Nicolae e prezent la Satu Mare la invitația Consiliului Județean.